e locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor. Vă reamintesc că ne puteți urmări live și pe paginile de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă și pe YouTube, acolo unde vă invit să dați un subscribe pentru a fi primii care află toate informațiile pe care vi le prezentăm în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți alături de noi în număr atât de mare. Să sperăm că veți rămâne alături de noi și astăzi pentru că vom discuta despre dezvoltarea comunei Brănișca, o comună aflată în apropierea de și încercăm să aflăm care sunt proiectele realizate, dar și care sunt ideile pe viitor, pentru că orice comunitate are nevoie de proiecte și proiecții de viitor, pentru că trebuie să ne aliniem cumva și noi la toate standardele europene în ceea ce privește inclusiv utilitățile, de ce nu? Pentru că mai sunt în România în continuare localități în care oamenii nu beneficiază de anumite utilități precum, nu știu, apă, canalizare, gaz și așa mai departe. Discutăm astăzi despre care este situația în comuna Brănișca cu edilul șef al acestei comune, domnul Adel Ștef. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi pentru prima dată, iată, în platoul emisiunii noastre, să sperăm că nu pentru ultima. Da, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Bună ziua telespectatorilor și dumneavoastră. Și mă bucur din suflet că am ocazia să transmit o parte din proiectele noastre, o parte din ideile care vrem să le punem în aplicare pe viitor și să ajungem și noi la niște parametri chiar de comună europeană. Până la urmă, asta ar trebui să fie probabil o deviză pentru fiecare dintre primari, să ajungem să ajungeți în acest punct în care toate comunitățile să fie puse la punct așa cum trebuie și beneficiarii proiectelor până la urmă sunt cetățenii, acei cetățeni care și-au pus speranțele în dumneavoastră și le pun odată la 4 ani în fiecare dintre cei pe care ei și doresc, bineînțeles, în fruntea comunității pe care o reprezintă. Sunteți primar nu de foarte mulți ani. Cum a fost toată această perioadă? Pentru că veniți dintr-un alt mediu, ați trecut așa de la aviație, iată, la administrație. A fost dificilă această tranziție? Într-un fel, a fost o provocare. Am lucrat toată viața într-un domeniu destul de sensibil. Am avut inclusiv funcții de administrație în cadrul aviației civile române și etalonul care l-aveam în aviație nu mai corespundea etalonului care l-am găsit în administrația publică locală. Într-un fel, prima perioadă mă gândeam să nu transform tot într-o dezamăgire. Venisem dintr-un domeniu foarte procedurat în care toate lucrurile erau puse la punct, bineînțeles, cu responsabilități, cu tot. Și în administrația publică nu poți să le pui, fiindcă depinzi de foarte multe variabile. Adică lucrez cu omul în primul rând, tehnica nouă aveam la îndemână, cum s-ar spune, și le-am luat gradual. Această provocare s-a transformat, am făcut un inventar a tuturor problemelor, mi-am impus ca tot ce avem proiecte în derulare să le duc la bun sfârșit de la administrațiile anterioare. Deci nu ați avut orgolii din acestea? Niciodată, nu ai ce să cauți cu orgolii. Trebuie să fii deschis, nu trebuie să te enervezi, să reușiți să faceți acest lucru, să nu vă enervați când vine vorba de administrația locală? Tot timpul trebuie să ai calmul desăvârșit, fiindcă tu ca edil transmis calmul celorlalți și acest calm trebuie să izvorască din ideile tale, din comportamentul tău și din felul cum discuți cu oamenii. Și de asta vă spuneam, la început mi-am prioritizat problemele, ați identificat multe probleme atunci când ați preluat primăria comunei Brănișca? Erau destul de multe probleme care
s-au derulat, unele le-am închis, altele sunt în curs de definitivare. Și am început cu sistemul informatic din interiorul instituției, prelucrarea datelor, conservarea, stocarea, tot ce aveam parte de până documente. În acel moment totul se petrecea într-un stil așa mai rudimentar. Era mai, cum să spun, clasic. Mai clasic, mai cu hârtia plimbată dintr-un birou în altul. Și ați renunțat la acest sistem de a plimba hârtia, da, dintr-un birou ne-am în celălalt? Ne-am făcut sistemul propriu de servere și acum suntem într-un fel, poate apropiat de ceea ce mai ar trebui să fie. De mai este perfecționat de probabil și în sper acest că domeniu. Etapa a doua, care am un proiect acum de rulare, se va numi prin programul PNR, dezvoltarea infrastructurii TIC și ITS. Este un proiect complex în valoare de 345.000 de lei. Și ce înseamnă acest proiect, practic? Cu ce vă va ajuta acest proiect pe dumneavoastră, pe cei din primărie? În primul rând, acest proiect se pliază pe două aspecte. Aspectul de informatizare a sistemelor din interiorul primăriei, conexiunea cu alte instituții ale statului, ceea ce privește Institutul de Statistică, tot să se creeze o singură bază de date, deci accesarea, să ai, că noi suntem un terminal acestor, exact, da, problemele de taxe și impozite, problemele de REMS, adică inventarierea tuturor proprietăților, numerele cadastrale. Și toate aceste lucruri vor putea fi informatizate, practic. Exact. Ele vor fi informatizate în beneficiul cetățeanului. Care nu va mai trebui să facă acest... atâtea drumuri la toate instituțiile pe care le-ați enumerat mai devreme și plus altele, cu siguranță. Tot la acest proiect se va plia alte programe. Unul din programe este cadastrarea întregii comune, care am depus ultimul tronson de documente, este în evaluare la Agenția Teritorială de Cadastru, Hunedoara, și sperăm că după parcurgerea procedurii de evaluare și contestații, în termenul cel mai scurt, începând de la anul viitor, să se emită titlurile sau fișele cadastrale, adică cum să... aceste documente care atestă proprietatea, scrisă în cartea funciară. Și în acest caz, proprietarul are posibilitatea să-și identifice în programul online proprietatea. Tot prin acest sistem poate să intre în sistemul de taxe și impozite, își vede impozitul cât are, poate să și-l plătească online. Tot acest sistem informatic ne va permite ca toate ședințele, o transparență totală a ședințelor de Consiliu, monitor oficial local, totul e la îndemâna online a cetățeanului. Cetățeanul poate să intre printr-o parte de petiție direct pe, și pleacă petiția direct la compartimentul unde se adresează. Lucruri care necesar, vor putea fi făcute de oriunde se află, de oriunde se află cetățenii, da, comunei. El are informații despre tot ce se întâmplă în comună. Mai mult decât atât, acest program se derulează partea conexă a lui, este sistemul de protecție a cetățeanului, sistemul video, atât a circulației stradale, cât și în ceea ce privește protecția cetățeanului pe domeniul public. Vor fi instalate și monitorizate străzile, intersecțiile deosebite și mai periculoase care le avem. Vor fi monitorizate video. Monitorizate video și inclusiv cu camere cu cititor de numere. Deci va duce în continuare la scăderea infracționalității. Cu toate că eu mă bucur. Aveți probleme de acest probleme, fel? Am reușit și cu ajutorul cetățenilor, suntem o comună liniștită și mă bucur din suflet că nu există această tendință. Există multe situații în care primarii din unele comune se plâng de faptul că cetățenii aruncă gunoaie la voia întâmplării. Unii dintre ei au și reușit să amplaseze într-adevăr camere în acele zone mai sensibile, să spunem, și iată că
unii dintre ei sunt și sancționați atunci când sunt prinși că fac astfel de gesturi total lipsite de minimul bun simț până la urmă. E o problemă delicată. La nivel poate de fiecare comună diferă. Mă gândesc și de educația cetățeanului, dar trebuie să fii aproape de el și să îl sprijin cu sfaturi și așa am început. Am început cu să ne implicăm direct cu ajutorul Serviciului de Administrare a Domeniului Public care l-am la primărie. Am sprijinit tot timpul cetățeanul. L-aveați atunci. Și înainte sau l-ați înființat? L-aveam și atunci. Eu n-am la preluarea mandatului, n-am intrat într-o reformare a personalului. Am lucrat cu oamenii care am găsit acolo, fiindcă atunci gândeam și cred că eu să nu numesc o strategie a mea. Poate fi și o strategie, de ce nu? Omul care este acolo și specialist pe domeniu, încerc să-l transformi, să-l modelezi după ideile tale, nu să-l schimbi. Ați reușit să faceți acest lucru, să închegați această echipă, chiar dacă i-ați preluat? Sunt foarte mulțumit, am reușit să ajungem la niște performanțe, inclusiv în accesarea și scrierea proiectelor pentru fonduri. Și vedeți, această reacție într-un colectiv când vii și transformi și ameninți și răzvrătești lucrurile. Ce avem astfel de exemple? Nu te duc la progres, fiindcă tu lucrezi... Vă privesc cu verșunare orice da, și face, lucrezi într-un sistem. Adică de tine depinde cetățeanul. Dacă tu ai în interiorul bucătăriei tale revoluție, nu poți să mai servești în condiții ideale cetățeanul. Nu mai poți la rândul tău să comunici cu alte instituții. Alți funcționarii adun greu, e o procedură greoaie de a schimba un angajat. Și atunci ați ales să lăsați lucrurile așa cum sunt și să aduceți eventual îmbunătățiri. Să-i aducem și să aducem îmbunătățiri. Ce am găsit tineret, au preluat sarcini suplimentare și ne-am reorganizat organigramă cu același personal. Sunt mulțumit de rezultate, mai este loc de mai bine, dar sperăm că viitorul ne va rezolva, fiindcă în administrația publică locurile la noi sunt limitate. E un număr de locuri care nu ai voie să-l depășești. Și e destul de dificil atunci când vine vorba despre scrierea unor proiecte pentru accesarea fondurilor europene, așa cum spuneați puțin mai devreme, pentru că aici lucrurile sunt mult mai complexe, mult mai complicate și e nevoie de oameni specialiști. Și iar dacă nu puteți să aveți, nu știu, 10 oameni care să se ocupe de un singur proiect, atunci pe cei pe care îi aveți, foarte puțini corect. Cât sunt, da. Trebuie să fie profi, să știe ce au de făcut. Și aducând vorba și de aceste fonduri europene, ați reușit să atrageți fonduri europene în comuna Brănișca? Ați reușit să... mă gândesc că și la începutul dumneavoastră de drum în noua aventură, ați avut câteva planuri, ați avut câteva idei pe care ați dorit să le puneți în practică în anii aceștia de mandat? Am început ca istoric cu finalizarea unui proiect în două sate, cu un proiect pe finanțare guvernamentală, la început finanțare locală și continuat pe PNDR-ul 2, le-am finalizat, erau proiecte de 11 miliarde, a fost primul succes, să spun așa, care mi-a dat vie emoții, fiindcă era un proiect început și n-avea finanțare și și a trebuit să găsiți surse de finanțare, să rescriem, să aranjăm lucrurile și să închidem proiectele și a fost prima realizare, după care am început cu un proiect preluat de la vechea administrație, a fost depus pe finanțare europeană prin ADR-ul Timișoara, deci pe AFIR, fondul de drumuri. N-a primit punctajul cuvenit și atunci acel proiect l-am refăcut, l-am remodelat și l-am depus la finanțare în altă sursă, deci pe Ministerul Dezvoltării. L-am reușit să-l câștigăm. Acolo a avut șanse mai mari de un pic reușită. Schimbat cu, ca și implementare și l-am și finalizat de 2 ani jumate, după care am accesat tot prin fonduri europene 2 cămine culturale care
era într-o stare destul de în ce jalnică. Localități? Brănișca și Bos, în cele mai mari localități, fiindcă comuna e structurată pe două paliere. Sunt satele din Valea Mureșului, Brănișca, Boz, Rovina, Târnava și Târnăvița, palierul inferior, și mai avem patru sate în partea superioară, fosta comună Furșoara, la o distanță de 6 km, Bărăști Iliei, Furșoara, Tăbești Gealacuta. Și Gealacuta. Da. Și atunci aceste proiecte le-am corelat. Căminele pentru zona respectivă aveau și probleme cu infrastructura, structura de rezistență și acoperișurile, instalațiile electrice, totul era vechi din anul 1952, cu mici și implicări la finisaje pe parcursul altor administrații. Dar nu suficient pentru a acum s-a făcut o reparație capitală, în totalitate, cu consolidări, cu totul nou. Modernizare, dotare, totul, da. Deci și oamenii pot să organizeze anumite evenimente dacă își doresc. 95% sunt finalizate. În luna septembrie închis și aceste două proiecte. A fost un proiect destul de complex, că primul în care am lucrat cu fonduri europene, procedură destul de sensibilă și foarte mulți pași în procedură, în care multe avize la fiecare etapă. Aici au fost cele mai dificile aspecte extraordinar. Pe partea de avize. Aici partea de majoritatea primarilor se plâng de acest lucru, că durează obținerea unor avize. E normal să fie așa. Mult prea mult. E normal să fie așa și nu trebuie să ne plângem, dar asta înseamnă timp. Deci când te înhami la un proiect european, trebuie să te înarmezi și cu multă răbdare. Fiindcă sunt procedurile care trebuie să le duci la bun sfârșit. Nu poți să sari etape și nu poți să treci dacă nu ai avizări. Fiindcă n-ai avizat o parte din asta, pui tu banii. Ați apelat și la consultanți din afara primăriei sau ați încercat la aceste proiecte am avut și consultanți, dar fiindcă nu poți să lucrezi numai cu... Trebuie să ai un specialist lângă tine. Mai ales la început cumva, sigur, în accesarea acestor fonduri și atunci nu prea e loc de greșeli. Le-am... Îți mulțumit cum au ieșit în sfârșit și alt proiect a fost acest drum care îmi aminteam, l-am închis prin PNDR-ul 2, leagă satele de jos cu satele de sus, e un drum frumos, turistic, funcționează de 2 ani jumate și deja s-au vândut toate proprietățile de-a lungul acestei văi pitorești, până în satul Căbești. Deci atât ce face infrastructura rutieră bine pusă la punct. Imediat se dezvoltă. Am, așa ca pe viitor, am pregătit documentația să-l continui etapa numărul 2 până în satul Furșoara și etapa numărul 3, poate într-o asociere cu Vălișoara, să trecem prin dealul mare și să legăm undeva sus la podele acest drum turistic. E un drum special. Un drum despre care puțin poate știu. Puțin știu, da. Deja am avut pe el primul concurs de biciclete. Se pretează foarte bine acestor sporturi în aer liber. Și sper că va dezvolta zona respectivă. O zonă de altfel extraordinară și încă în care se mai păstrează sălbăticia pură. Aveți grijă să o păstrați în continuare, cât puteți să faceți acest lucru pentru cei care vor veni din urmă, pentru că trebuie și tot vorbim, iată, de protejarea naturii, de cât de important e mediul înconjurător. Acum, important este și ce mai facem noi pentru a-l proteja în continuare atât cât putem. Totul depinde de noi și de cei care se bucură de acest mediu. Dacă cetățeanul este conștient că trebuie să lase curățenie după el, cetățeanul e conștiincios și gândește că trebuie să lasă și altor generații ceea ce are el acum, lucrurile vor fi înspre bine. Poate fi sau poate conștientiza și fără a li se aplica poate anumite sancțiuni, pentru că ne uităm de foarte multe ori ce se întâmplă în țările din vest și îi admirăm cumva, uite cum pot ei să nu arunce gunoaie oriunde, să nu arunce un ambalaj din mașină direct pe geam și așa mai departe, dar să nu uităm că și acei oameni au fost sancționați sau
amenziile pe care instituțiile abilitate le aplică pentru astfel de infracțiuni, până la urmă, că le putem numi și așa. Să le numim devieri de la comportamentul normal. Sunt destul de consistente și nu își prea permit să facă astfel de gesturi, pe când la noi încă mai merge, pentru că ne credem așa cumva stăpâni în oriunde ne-am afla. Aceste sancțiuni, știți cum e, trebuie să ai un aparat bine pus la punct în ceea ce privește să stabilească sancțiunea, să o aplice, și sancțiunea, atunci când dai o amendă, trebuie să te gândești, dai un avertisment acolo la cetățeanul local, dai o amendă, cetățeanul poate o plătește, poate sunt unii care nu o plătesc, fiindcă nu au resurse. În ziua de azi, cred că la fel foarte mult, zona rurală din România și poate din județul nostru are tendința accelerată spre îmbătrânire. Deja în comuna Brăniș, cam din statistică, peste 235 de cetățeni cu vârsta de 65 de ani și mai mult. Tineretul are o pondere destul de scăzută și nu numai poate în comuna noastră, în mai multe comune și la nivel național. Și atunci lipsește această verigă între clasa, să numim de cetățeni vârstnici și seniorii noștri. Deci sunt puțini. Și atunci dai o sancțiune, cine o plătește? Te înregistrezi cu ea în bugetul local și foarte greu. După asta trebuie să o transformi în muncă în folosul comunității, o întreagă tevatură. Intervine aici și partea electorală a lucrurilor, adică primarilor le-ar fi cumva poate teamă să aplice anumite sancțiuni pentru că peste 4 ani poate nu va fi votat de acei cetățeni? Niciodată n-am pus problema că faci, tu trebuie să administrezi, că te votează, nu te votează, cetățeanul, să știți că este un fin observator a tuturor lucrurilor, în general a compartimentului și comportamentului administrației locale. Nu cred eu că cetățeanul, dacă îl muștrulezi sau îl cerți, mai bine faci lucrul ăsta, să supără pe tine. E conștient. Eu am procedat de multe ori, am avut și eu odată în fața mea mergeam cu mașina și un cetățean își aruncă bidonașele de ce a consumat. Era mai mult către băuturică din asta euforică. Și ce m-am gândit eu atunci? Am luat o punguță, am adunat toate... A lăsat urme, nu? Nu, am mai adunat mai multe, am luat inclusiv a lui. Uh-huh. Și le-am pus frumos, le-am legat și le-am dus acasă. Și am spus, ai mers cu bicicleta, frumos, eu acum ți le-am adus. Altădată te rog să nu le mai arunci pe drumul respectiv. Care a fost reacția? A fost o reacție, a roșit, s-a uitat la mine, zice, îmi cer scuze. Și eu cred, nu știu, am făcut rău, n-am făcut rău. La fel procedez și cu copiii. Dacă pe terenul de sport, mai aruncă pachetele, mai, cu toate că există o zonă în care să-și pună lucrurile. La magazin, un sac de pungi din ăsta și încep eu. Poate mai vine unul și imediat se adună toți și începem și adunăm gunoaiele. Sunt sigur că a doua oară, da, propriu exemplu, aici e totul. Da, exemplu, nu te duci să ceri, să urli, să te ameninzi, nu faci. În primul rând, comportamentul nostru uman trebuie să exceleze prin comuniune, prin simpatie, mult mai repede ducem. Ei, acolo unde sunt reacții, acolo trebuie luate măsuri, dar sunt simple și reacțiile astea. Da. Ce puteți face pentru a păstra tinerii în comună? Și asta e valabil până la urmă, așa cum spuneați și noastră, în toate comunitățile din județ și poate chiar din țară, când vine vorba de soluțiile pe care ar putea să le găsească inclusiv administrațiile locale pentru a păstra tinerii în comunitățile respective. Sunt foarte mulți care au plecat poate de la vârste fragede împreună cu familia în străinătate pentru un trai mai bun și nu sunt de condamnat, având în vedere că locurile de muncă la un moment dat nu prea erau, nu mai erau nici specialiști poate care să lucreze aici în România în anumite domenii. Lucrurile par cumva
a fi cam în același stadiu din anumite puncte de vedere. Ce ați putea face pentru acești tineri? Aș vrea să încep cu o analiză a mea. Vă rog. Foarte mulți, după absolvirea liceului, în general, și pleacă la o studii superioare, își consolidează existența în România, dar majoritatea care sunt, nu mai continuă facultatea, se gândesc să plece undeva și s-a creat această tendință să mergem să vedem cum e acolo. Unii rămân, alții vin. Mă încurajează un lucru. Începând din acest an, s-a văzut un interes mai mare către revenirea în țară. Renovarea caselor, construcții de căsuțe noi, interesul pentru terenuri și au depus multe certificate de moștenitor reluate, anexa 24, și asta îmi dă un semn de întrebare că totuși n-am uitat locul unde ne-am născut. O analiză a mea ar mă duce la faptul că atunci când pleacă cu familia și se nasc copii pe teritoriul respectiv, și un caz aparte, familie plecată dincolo, venită la bunici, la care discuții, tânărul ăsta născut într-o țară occidentală, spune, mama, când plecăm acasă? M-a lovit așa undeva. Casa lui nu era aici. Era acolo. Și vedeți, acei tineri nu mai vin. I-am pierdut. Dar o parte din ei sperăm să vină înapoi. Vă văd emoționat când vorbiți de acest subiect, de tinerii care aleg să plece sau poate tinerii care nu au fost învățați cum să-și iubească mai mult probabil casa, care poate depinde pentru de ei cultură, nu înseamnă casă, dar totuși rădăcinile nu ni le poate tăia nimeni până la urmă. Este totdeauna, domnișoară, este euforia Occidentului. Lumea tinde să meargă spre mai bine, spre mai mulți bani. Din nefericire pentru noi, marfa numită ban nu mai este un mijloc, a devenit un scop. Toată scop lumea aleargă după acest scop, după ban. Nu totu-i banul. Da, din păcate poate ar trebui acest aspect introdus cumva, poate și o introdusă și o disciplină la școală în ceea ce privește aceste aspecte, da. Pentru că dacă, vedeți dumneavoastră, dacă în familie creștem cu aceste mentalități că totul înseamnă bani, că orice se poate cumpăra și oricine, mai grav, poate fi cumpărat cu bani, pe de o parte sunt de înțeles și acești copii care așa au crescut, asta au văzut că înseamnă o viață normală, nu? Totul se învârte în jurul banilor. Nu este chiar așa. Nu este chiar așa. Pentru că la un moment dat ajungi în viață să te lovești de anumite lucruri și e destul de dură zdruncinătura de care ei au parte. Și iată, vedem că am deviat așa puțin de la subiect, vedem foarte mulți tineri care sunt în depresie, foarte mulți tineri care sunt la pragul de a comite un gest necugetat și sunt astfel de situații și ne mai întrebăm de ce. Probabil tot de aici apare lipsa de educație, superficialitatea uneori, exact, de a privi anumite aspecte extrem de importante din viața. Eu am o speranță mare, sper că viitorul ne va rezolva acest lucru și o să ne revenim cu picioarele pe pământ. Până la urmă totul și e ciclic. Totul este pleacă de la familie și dacă familia este cea care creează nucleul existențional, tot e ok. Acolo apare deja și respectul între generații. Îndepărtarea părinților, care cei care au plecat la muncă, fiindcă a fost euforia anilor să plecăm, să muncim, să câștigăm, să devenim capitaliști, să ne creăm capital, era bine, pleca tata la muncă și rămânea mama în țară, copilul era bine, dar când a plecat și mama, familia s-a terminat și a rămas copilul ei. Și când au dus și copilul, deja sunt stabiliți pentru totdeauna. Aici era o problemă, dar timpul va rezolva.
Da, până la urmă nu avem foarte mari soluții. Poate crearea unor locuri de muncă mai bine plătite, că locuri de muncă sunt. Acum intervine celălalt aspect al banilor, chiar ne întoarcem la veniturile pe care un om le are în diferite domenii de activitate și poate și modul în care sunt gestionate anumite lucruri la nivelul comunităților. Cred că și asta ar fi aspecte foarte importante în decizia pe care aceste familii plecate în străinătate sau în alte zone ale țării, de ce nu, să ia această decizie de a se întoarce acasă pe meleagurile lor. Până una alta, cum spuneați și dumneavoastră, încă sunt oameni care, iată, și pe teritoriul Comunei Brănișca au ales să-și cumpere terenuri, au ales să se mute în această zonă sau sunt în curs de a se stabili aici în comună, lucru care până la urmă e o chestiune de win-win, câștig și pentru comunitate și pentru comunitate. Terenurile au o valoare rezonabilă, deci mai sunt tranzacții multe. Și acum, a doua etapă programului meu, să spunem așa, de administrare, a fost introducerea utilităților. Suntem în fază acum cu introducerea pe master planul județului a apei potabile, magistrala care trece spre Ilia, proiectul celor de la APA Prod. APA Prod, un proiect mare și suntem pe finalizare cu el. Mă bucur din suflet că s-au implicat patru localități am cuprins în acest proiect și paralel cu asta am depus documentația, deci am accesat Angel Salini, unde am primit deja, sunt în faza de declanșare a licitației pentru canalizare. Deci vine apa canalul. Vor fi lucrările efectuate în paralel cumva. Sunt finanțate din două surse. Unul din banii europeni, apa, care vine pe master plan pe POIM și canalizarea pe bani guvernamentali. Și am depus documentația inclusiv pe Angel Salini pentru gazul metan. N-au început evaluările. Avem sunt un pic atuma, în întârziere cu aceste evaluări, da. Pentru că știu, se așteaptă de ceva timp ca primarii să afle dacă într-adevăr vor avea câștig de cauză sau nu cu aceste proiecte, dar nu aveți poate vreun semnal de acolo, de la București, că poate sunteți eligibili cu acest proiect sau nu? Am un atum mai mare, fiindcă magistrala care alimentează două aglomerări, vorbesc de asocierea Ilia Dobra finanțată prin bani europeni, trece prin Brănișca și totodată tot această magistrală va alimenta altă asociere, Burjucu cu Gurasada și Zamu, și e tendința să meargă până pe Pietriș pe Mureș. Și tot din această mașină, atunci transgazul trece pe acolo, pe la noi. Și sperăm, în prezent nu este nicio localitate alimentată. Nu este pe Valea Mureșului nimic, nu avem zona asta de vest. Eu îl văd așa ca un proiect mare, care nu depinde numai de noi ca autorități. Decizia ar trebui să se ia la nivel de for superior, inclusiv la nivel de Minister al Economiei, cu această magistrală de alimentare a tuturor localităților din vestul județului. Dar în principiu sunteți optimistă. În principiu mi-am pregătit temele, am totul sub control, inclusiv gândeam sursa de finanțare pentru cofinanțare, cum o pot să o prind în bugetul anului viitor. Cum stați la acest capitol? Pentru că sunt mulți primari care se plâng de partea aceasta de cofinanțare, că sunt situații în care nu se descurcă chiar atât de bine din bugetul local, cel puțin pentru a acoperi această parte de cofinanțare, deși în procent ea nu este o cotă foarte mare, dar atunci când transformăm procentul în cifre, o primărie de comună, nu este chiar de neglijat suma respectivă. Păi în primul rând, tot ce înseamnă documentație, să pregătești documentația pentru accesare finanțări, trebuie bani. Nu poți să te duci și să accesezi și să aplici pentru o finanțare, vreau să fac orice. Îmi trebuie documentație tehnică, îmi trebuie o preavizare, după care mă duc și depun și să discute în CT-ul
organului de finanțare. Reușiți să faceți aceste lucruri din bugetul local? Aceste lucruri le duc din bugetul cum am putut. Asta înseamnă că nu mi-am zugrăvit în 6 ani biroul, n-am schimbat mașina, n-am făcut nicio investiție în ceea ce privește bunăstarea, mobilier și nimic. În primărie? În primărie și în zona asta de confort. Nu știu, poate am greșit, poate n-am greșit, dar e bine așa. N-am făcut sărbările comunei. Mi-au cerut, dar dumneavoastră, domnul primar și consilier, și am spus, știți, deocamdată avem vecini mai bogați decât noi, ei ne primesc să dansăm la ei în curte. Profitați de acest lucru. Și mergem la ei până atunci. Când o să avem și noi, facem și noi. Dar până când avem și noi ce au ei, ar fi cazul să mai strângem curelușul un pic. Nu dau vina pe dumneavoastră că sunteți de vină, unii, poate, știți cum e, că ca primar îți asumi. Că nu îți asumi. Gestionați poate anumite lucruri. Nu știu, lucruri banul mai bine. Eu îl țin sub control și nu-l irosim în lucruri care am putea să creăm o plus valoare mult mai mare decât azi cântăm, mâine poate suntem triști că plouă. Dar da, dacă greierul, investim nu? În ceva, îl avem și mâine, chiar dacă plouă. Deci, practic, acum strângeți puțin cureaua. Bineînțeles. În speranța că în viitor lucrurile vor putea fi tocmai mult ca să, mai bine. Să avem această proprietate intelectuală și să putem, la rândul nostru, să aplicăm în zona acolo unde vine finanță. Bani sunt foarte mulți acum. Sunt extraordinar de multe măsuri în care poți să le accesezi. Ce ați mai luat în calcul din acest punct de vedere? Deci aș avea gazul metan care mă costă cofinanțare destul de mărișoară. Am cofinanțarea la canalizare, cofinanțarea la apa potabilă. Am luat în calcul prin Galus Argeț, organizația asta pe agricultură, avem un proiect pentru un loc de joacă în cadrul școlii. Deci o investiție pentru tânăra generație. Am proiectul care deja este trecut de prima etapă, preevaluare, dotarea școlii generale Nicolae Țic cu tot ce înseamnă mobilier și structură TIC, de birou, laboratoare. A rămas singura școală funcțională în comună? Singura școală funcțională. Am terminat cealaltă grădinița și clasele 1-4, am renovat-o în totalitate prin programul închis în mandatul trecut prin PNDR-ul 2, inclusiv sala de sport, deci cu dotări, cu tot ce trebuie pe cerință, zic eu, europene. Funcționează deja de 2 ani. Și la școală mai am de gând pe măsura C15 o eficientizare energetică. Școala arată destul de bine, n-ar fi o investiție mare, și crearea unui mini parc voltaic pentru utilitățile, să spun, publice ale comunei. Să mai reduceți puțin să din costul facturii. Aici avem rând. Două variante. Iluminatul public, dacă am putea să facem un container, măcar să luăm câteva ore din consumul general prin containerizarea energiei, și n-am luat o hotărâre pe ce soluție tehnică aplicăm cu acest mini parc voltaic pe o suprafață de 25 de ari. Cert este că sunteți pregătit. Da, suntem în faza de discuții tehnice. Iluminatul public l-am extins în toate satele. Am început în 2016, cu LED sau? Totul e pe LED. Uh-huh. În 2016 a fost primul pas care l-am făcut analizând în acel program al meu de prioritizare. Era un consum mediu de 130 de milioane lei vechi pe lună, iluminatul public, foarte mult. Și la un inventar de lămpi minuscul, numai că erau atipice, vechi, becuri cu puteri de 500 de wați, drosere, bobine, era o cheltuială enormă în ceea ce privește întreținerea acestui sistem învechit. S-ardeau 10-15 becuri pe lună, bobine, crăpau duliile, în sfârșit. Și atunci toate am luat hotărârea. Toate acestea înseamnă costuri destul de foarte consistente. Foarte mari, da. Am luat hotărârea și
cu sprijinul Consiliului Local, am făcut un grafic de aprovizionare cu lămpi creat într-o zonă în județul nostru. Foarte bun, îți mulțumit. Și din economii am cumpărat treptat, 60 de lămpi, 80 de lămpi și acum am reușit în 4 ani să fie tot totul. Și am redus undeva la volumul de consum la un 280 de lei pe un sat mic. Se medie, adună până la urmă, medie. Nu se contează foarte mult. Da. Discutam puțin mai devreme despre începuturile dumneavoastră în administrația publică locală și ne-ați spus că ați găsit și unele nereguli, unele probleme pe care a trebuit să le rezolvați. Știu că au fost anumite aspecte mai delicate și cu privire la unele proprietăți. Au fost anumite executări silite în această zonă. Ați reușit să rezolvați aceste probleme? Toate problemele se rezolvă. Nu am executări silite, probabil pentru niște sume care trebuie să le recuperez, ce le-a dat instanța de judecat. Sunt în derulare și acum. Asta este. Nu avem ce să facem, dar... Ați preluat primăria cu bune curele. Cu bune curele, le ducem. Tot ce am avut procese, când am preluat, am avut, cred că în jur de 24 de măsuri ale Curții de Conturi, care trebuie să le duc la îndeplinire. Acum mai sunt câteva, s-au stins prin procese și este în regulă totul. Dar legea trebuie să troneze. Ceea ce privește aplicarea ei și tot, nu avem ce să facem. Măsuri de recuperare amenzi, totdeauna am fost pentru, dacă într-un termen rezonabil nu își plătește, transformarea muncă în folosul comunității. Deci nu am stat niciodată să așteptăm să se prescrie sau... N-ați găsit, deci unul din subiectele care trebuie să ții sub control aceste lucruri. Da. Omul trebuie să știe că nu are scăpare atunci când a greșit. El trebuie să-și îndeplinească obligațiile față de stat, față de țară și nația noastră. Cum este firesc până la urmă, unde e lege, nu-i tocmeală, sau cel puțin în teorie, așa ar trebui să fie, în practică însă lucrurile uneori în anumite situații parcă nu sunt chiar așa. 2024 va fi un an destul de complicat, de agitat în această lume a politicului și a administrației, pentru că, iată, va fi un an care ne va ocupa aproape tot timpul cu alegeri. Vorbim de alegeri europarlamentare, parlamentare, locale, prezidențiale. După această experiență pe care ați acumulat-o în acești ani de când sunteți primar, continuați această provocare până la urmă de a fi în continuare primarul comunei Brănișca? Știți cum e, nu pot să mă exprim acum, că mult este până mâine. Avem multe proiecte de dus la îndeplinire, dar nu înseamnă că voi candida sau nu voi candida. N-am luat o hotărâre. Nici mandatul 2. M-am hotărât, cred că în ultimele două săptămâni sau ultima săptămână. M-a întrebat tot în mai candidați, mai nu știu, zic, poate 90% nu candidez, 10% candidez, de aia 90% contează mai mult decât aia 10%. Cine știe, vom vedea ce-o fi. Dar la ce se duce această luptă de 90%, 10%? Depinde de... În sfârșit, sunt multe lucruri. Când e o decizie, înseamnă că concură mai mult. Prima dată sănătatea, a doua oră în ce mediu îți desfășori bătălia. Totdeauna mi-a plăcut să-mi fac o strategie și totdeauna ce mi-am propus am realizat. Fără să deranjez, am fost adeptul și în bătăliile electorale, adeptul corectitudinii și campaniilor liniștite. Mandatul 2 eu mi-am făcut campanie o săptămână, adică m-am dus într-o zi în fiecare sat și am înmânat un mic pliant. Și l-am rugat pe cetățean să-l păstreze, să nu-l dea la nimeni. Asta a fost campania. Nu trebuie să te duci, să-l inunzi,
să dai fluturaș, să bați în porți, să... La un moment dat mai erau la modă găleți, zahăr, ulei probabil, și alte cele. Probabil. Oamenii știu și oamenii simt. În general, oamenii la țară nu pot să-i... Ei știu ce au de făcut. Te analizează din toate punctele de vedere. Iar ca primar, tu trebuie să fii deschis cu ei în fiecare zi. Programul tău de audiență pentru cetățean la țară trebuie să fie zi de zi, minut de minut. Ușa ta trebuie să fie deschis. Deci dacă el a venit la primărie și își plătește sau are o problemă, trebuie să-l bagi în seamă, să vorbești cu el. Să mai întrebi ce mai faci. Asta e campania primarului. Nu trebuie să te duci să o marte vederi, 1 iunie de ziua copilului vederi, obligatoriu postate toate acestea pe rețelele de socializare, că nu avem de atât de multe până exemple. La urmă, până la urmă e super pe oameni. Da, poate da. Fi și reclama sigur aceasta negativă, pozitivă, lumea poate bune ori pentru unii, da. Nu? Eu pui, vă mulțumesc tare mult. Pui poze și... Pozele nu prea vorbesc, ci mai degrabă faptele, aș spune eu. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept, pentru că nu ne-am încheiat discuția astăzi. Am mai rămas atât de multe de spus exact și despre primarul și despre omul până la urmă, Adel Ștef. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pentru că urmează știrile Hune doar a 1. Să aveți o după masă frumoasă, numai bine! E locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1.